Doamnelor, domnilor, bună seara! Aflați în momentele următoare dezvăluirile momentului. Cum a ajuns Victor Pițurcă în cătușele DNA? Sunt acuzații de trafic de influență. Ce au descoperit procurorii? Ce face Victor Pițurcă în arest în această noapte? De ce îl caută anchetatorii și pe Pițurcă Junior? O să aflați totul în momentele următoare. DNA îl caută pe Pițurcă Junior acum cu mandat. Discutăm imediat și despre umilirea spiritului național și cum se încearcă ștergerea identității. Avem în acest sens o transmisiune specială în doar câteva momente de la Bruxelles. Ce fac George Simion și Cristian Terheș? Ce legi vor anulate? Să aflați totul imediat. Tot în câteva clipe veți afla și cum puteți fi amendați din cauza cardurilor de energie, dar este și anunțul ministrului Muncii, ministrului Marius Budăi, mai exact privind majorarea ajutoarelor de la 1 martie. Care sunt categoriile vizate? Vă spun totul în momentele următoare. Vă prezint și invitații mei din această seară. Din partea AUR, doamna senator Rodica Boancă, sărut mâna, mulțumesc. Domnul Bogdan Ficiac, sociolog, alături de mine în platou, la fel și domnul Alexandru Petrescu, reprezentant PSD și fost ministru al economiei. Bună seara, domnule Petrescu. Victor Pițurcă, reținut de procurorii DNA, fostul selecționer a fost ridicat de DNA, este inculpat într-un dosar ce vizează achiziția de măști de către MAPN în perioada pandemiei. Anchetatorii au pus cătușele și directorului Romarm, tot în același dosar. Informațiile vin de la colega mea, Roxana Ciucă. Bună seara, Ionuț Grigore, bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Să știți că noi în continuare suntem la sediul Direcției Naționale Anticorupție, pentru că nu s-au terminat lucrurile, nu s-a terminat acest dosar deschis inițial de parchetul militar de pe lângă Tribunalul București. Acolo e o altă discuție, pentru că au rămas de anchetat militarii, a fost disjunsă această cauză aici la DNA. Bun, sursele din anchetă vin și povestesc că în această noapte, sau cel mai sigur mâine dimineață, Alex Pițurcă, va fi adus aici la sediul instituției cu mandat de aducere. N-a fost găsit acasă, a fost la munte în acest weekend, a fost plecat să petreacă acolo. Vedem dacă pe numele său se va lua sau nu se va lua vreo măsură, pentru că 11 milioane de lei, contracte 11 milioane de lei au fost atribuite după ce tatăl său a cumpărat influență. Însă DNA-ul a remis un comunicat de presă în urmă cu ceva timp, din care aflăm acuzațiile și DNA-ul nu spune dacă mâine vor merge sau nu cu Victor Pițurcă și de asemenea cu directorul general de la Roman cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Același surse apropiate anchetei vin și povestesc că la ora 10 și 20 de minute lui Victor Pițurcă expiră ordonanța, ceea ce înseamnă că ar putea să părăsească arestul central, practic va fi un om liber, însă dimineața va fi adus din nou pentru o nouă rundă de audiere aici la DNA și ar putea să iasă pe ușa din spatele MFE cu măsura control judiciar sau ar putea să plece liber dacă nu se va decide procurorul de casă să-l ducă la mandat. Acum, sunt foarte multe voci care vin și povestesc că nu a scris DNA-ul în comunicat dacă îl propun sau nu pe Pițurcă la arestare, pentru că se lasă în această noapte să stea, să decidă, poate vorbește, poate denunță, poate colaborează cu organele de cercetare penală. Doamnelor, domnilor, este vorba despre achizițiile de măști care au fost făcute în perioada pandemiei. DNA-ul vine și spune așa, că sunt măști neconforme, că în momentul în care le puneai după ureche, te durea urechea, că elasticul se rupea foarte repede, că n-aveau nu știu câte straturi de acele straturi de protecție, multe astfel de lucruri care s-ar fi făcut printr-o asociere cu această firmă a lui Victor Pițurcă, care s-ar fi oferit să meargă în China și să aducă aceste măști cu ajutorul celor de la MAPN, acea unitate care ar fi făcut presiuni pe lângă acest director de la Romarm, care ar fi primit mită în două tranșe. Odată 40.000 de lei, a doua oară 10.000 de lei, în total 50.000 de lei, adică 10.000 de euro, ar fi primit mită și 40% din valoarea contractului, astfel încât să-și exercite influența și toată lumea să aibă câștigat. E o întreagă nebunie cu acest dosar. DNA-ul mai vine și spune că mită s-ar fi dat și pentru achiziția a șapte utilaje de realizare de măști acolo la Romarm. Urmărim îndeaproape desfășurarea evenimentelor. Sunt și niște italieni implicați în toată povestea asta. Ne întoarcem pe măsură ce vom avea alte exclusivități. Ionuț? Seara și mi-a spus. A pus și el bani la unul care a cumpărat vaccinuri. Nu vaccinuri, de alea de pus măști. Și era chemat la DNA astăzi. Bă, și ce v-ați zis aseară? Că ce v-ați spus? Eu am pus bani, nu știu ce s-a întâmplat și de asta mă cheamă mâine la DNA. Asta mi-a zis
Adică el cum a venit a investi ca într-o afacere, da, alături, sigur, de ăla? Da, 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 da. Ai bun, și nu știa că e ceva dubios acolo cu măștile, cu achizițiile publice, cu... Știți, domn președinte, că... Da, poți să greșești. Banii, nu? La toți ne plac banii, nu? Poți să greșești. Era speriat? Sincer, puțin, a? Nu era speriat deloc. Nu? Nu. Mi-a telefon. Mi-a zis, băi... Mă duc la DNA mâine. Așa. Pe ce dracu ai făcut? N-am făcut, bă, nimic. Am dat la unul, am pus și eu bani la unul ca să cumpere măști. Eu știu ce-o fi făcut ăla. Bun, domnule Petrescu, încep cu dumneavoastră. Câte astfel de cazuri vom vedea pe viitor că vor ieși la iveală? Că încep ușor, ușor și discuții sunt multe, chiar din timpul pandemiei, despre toate acele achiziții de combinezoane, de măști neconforme și așa mai departe. A ieșit la iveală acum acest caz în care implica Victor Pițurcă. E posibil să fie doar un vârf al icebergului. Am avut diferite rapoarte, inclusiv cel al Curții de Conturi, care semnalau că multe probleme și multe decizii, cel puțin îndoielnice, dacă nu dubioase, au avut loc. Dar ascultându-vă, mă aduc aminte de premierul Ludovic Orban, care în aprilie 2020, cu mare fast, deschidea linia de fabricație a măștilor de la Dragomirești, în una din halele Romarmului. E, cam asta era de fapt. Acum, dacă vom mai vedea cazuri, haideți să așteptăm, să vedem cum va evolua această anchetă a DNA-ului. Evident că eu, în special din poziție de politician, nu-mi pot permite să fac mai multe speculații și comentarii. Dar dacă a început o analiză serioasă a tuturor acestor cazuri, ar fi bine să și continue și să nu uităm că ele totuși nu sunt atât de complicate. Inclusiv... Ele urmăresc un tipic standard cu o companie de intermediar care aducea din China mai mult sau mai puțin, sau alte țări din Orient, cu modele și utilaje mai mult sau mai puțin avizate în spațiul astăzi, european, după, ar trebui să vedem mai multe cazuri. După reținerea lui Victor Pițurcă, domnule Ficiac, inclusiv liderul PSD, l-auzeam spunând, citez, acum cred că nu va fi singurul caz și că vor mai ieși astfel de situații la iveală. Acum, privind strict spre această situație în care implica Victor Pițurcă, fostul selecționer, n-a știut în ce să bagă, a crezut doar că investește așa într-un business, sau cum să privim toate lucrurile astea? Citeam o chestie, nu mai știu cine a zis-o la un moment dat, că, dom'le, hai să nu mai fim atât de îngăduitori, de diplomați, de politicoși, cu tot felul de oameni vis-a-vis de faptele lor, că știu foarte bine ce fac ei acolo și fiecare răspunde pentru ceea ce face. Pe de altă parte, e adevărat, noi nu putem să ne dăm cu părerea acum până când nu există o sentință definitivă a instanței. Dar observăm de-a lungul acestor ani că afacerile cu măști, cu pandemia în general, au fost extrem de profitabile și extrem de dubioase. Știm de cazul ăla, ce s-a mai discutat, amintea și domnul Petrescu, despre care n-am prea mai aflat mare lucru, de diverse afaceriști care au fugit până Dubai și până astea și nu mai vin pe acolo, dă alți contractori din ăștia care au lucrat cu instituțiile statului, un fotbalist, un designer de lingerie intimă, un interlop, un tot felul. Pe de altă parte zici, bă, ce caută ăștia aici? Pe de altă parte te uiți, păi da, dar și instituțiile specializate ale statului, Unifarm și astea, și ăia de acolo sunt cercetați în dosare similare cu alte presupuse furăciuni. Deci lucrurile astea, aici ce m-a surprins pe mine singur lucru la ofițerul ăla sau ce era acolo, și paga aia de 500 de... 50 de 10.000 de euro. Nu, 10.000 de euro. 10.000, și asta? Pensia lui specială pe două luni, cât e? La cât ai pensii speciale, te mai bagi la... Doamna Boancă, salut, da. Aceste situații care încep să iasă la iveală ne arată din ce în ce mai clar că în timp ce stăteam închiși prin case, unii au făcut averi? Exact. Pandemia aceasta, în mod clar, a fost foarte profitabilă pentru cei care au știut să, între ghilimele, să jongleze cu statul. Vă reamintesc faptul că Alianța pentru Unirea Românilor a deschis în Camera Deputaților o comisie pentru investigarea achizițiilor din timpul pandemiei. Comisie pe care membrii PSD și PNL încearcă să o țină cumva în sertare.
Ce se întâmplă acum însă, spunea cineva că este vârful icebergului. Nu, domnul este Petre, doar începutul icebergului, este baza piramidei. Vârful este baza e mare, vârful e mic, e doar un mic caz. Păi da, cred nu, că v-ați greșit. Dar înțeleg ce vreți să spuneți, asta e important, dar exprimarea nu e ce vreți să ziceți. Ba da. Da, s-a referit exact și domnul Petrescu la același lucru, că vor mai apărea cu siguranță și exact alte situații. Da, asta, ca să înțeleg. Iar întrebarea mea este, cine era atunci ministrul apărării? Nu cumva domnul general Ciucă? Cine era atunci ministrul economiei care autoriza Romarmul să funcționeze? Nu cumva domnul Virgil Popescu? Cine era în acel moment la butoanele Ministerului Sănătății? Nu cumva domnul Tătaru, despre care s-a discutat foarte mult legat de afacerile Unifarm? Și nu cumva lucrurile acestea au legătură între ele? Pentru că vedem aceiași oameni în funcții cheie în statul român, vedem economia românească... Nu putem face acuzații, doamna Blancă, vă dați seama până... Dar, ok, putem discuta ca și... Legături, vă rog. Domnule Roșca Stănescu, imediat revin și la dumneavoastră, doamna Blancă. E clar că despre achizițiile umflate în pandemie mai discutat. Încep să iasă la iveală, dar ce vă surprinde acum? Vă surprinde implicarea lui Victor Pițurcă, de exemplu, într-un astfel de business în timpul pandemiei? Pe mine mă surprinde domnul Bogdan Ficiat. De ce? Pentru că am bărbirit câțiva ani. Nu s-a întâmplat nimic cu Pițurcă, ci cu alte nume grele, și brusc acum e umflat, luat de acasă, împachetat și dus la DNA, Pițurcă. Păi dacă chestiunea e atât de gravă, trebuia umflat atunci când s-a întâmplat toată povestea. Nu acum. Adică de ce trebuie repede să-l umflăm acum pe Pițurcă? Deci domnul Ficiat mă surprinde pe mine, nu domnul Pițurcă. Eu am spus că fiecare răspunde pentru faptele lui, iar până la sentință definitivă a instanței nu putem spune că unul e vinovat sau nu e vinovat. Dar ce facem? Ne apucăm să-i umflăm așa după 3 ani, după 4 ani? Păi dacă trebuia umflat, trebuia umflat pe loc atunci. Păi nu i-o fi umflat atunci, că avea o altă treabă. Nici să-i lăsăm. Păi nici să-i lăsăm liberi dacă sunt vinovați. Nu? Iar Pițurcă mai are niște... Dar de ce să-i umflăm după atâți ani? De ce să-i umflăm în momentul în care acum s-a dat voie că sunt vinovăți? Instanța va spune dacă s-a prescris sau nu s-a prescris, deci n-are rost să speculăm acum. Vom vedea despre ce e vorba. Care e sensul? Adică eu acum cu ce întreb... se păzește societatea acum după câțiva ani? Că l-am umflat pe Pițurcă. Să știi că să știe fiecare cetățean că brațul lung al legii te ajunge și după nu știu câți ani de la comiterea faptei. Nu vorbesc aici, repet, de Pițurcă sau de alții, pentru că nu avem sentințele. Dar brațul lung al legii te ajunge. Bun, dar apropo, domnule Petrescu, acum eu mă întreb, o fi fost până la urmă vreo, dacă e să mai discutăm un pic despre măștile neconforme, da, și în această speță, la fel. A fost fost vreo mască conformă până la urmă, că în toate discuțiile astea despre achizițiile umflate din pandemie, măști și așa mai departe, am discutat de nenumărate ori despre măștile neconforme. A fost vreo una conformă? Bun, echipamentele... Adică când s-a achiziționat... Da. Echipamentele neconforme... Fiecare a luat ce l-a tăiat capul. A fost un întreg fenomen în acea perioadă. Țineți minte că se discuta foarte, foarte mult despre măști și alte tipuri de echipamente de protecție, nefiind... conforme. Cu siguranță că o mare pondere nu a fost conformă, fapt pentru care ceea ce noi foloseam și credeam că ne protejează, de fapt, păi nu ne protejează. Toate firmele astea care se întâmpla în România, se întâmpla și în alte țări. Toate firmele astea care aduceau, da, acum a adus firma băiatului lui Victor Pițurcă, Alexandru Pițurcă, da? În parteneriat cu altă firmă, au adus din China, de unde au adus. Adică aduci în țară, comercializezi, dar cine trebuie să le verifice? Că trebuie să fie o autoritate a statului. Nu aduce fiecare firmă ce taie capul. Sigur că da. Păi, că aici vreau să ajung, parte contractantă, care avea niște condiții foarte clare, cu niște standarde de produs. Venea produsul, se confrunta manifestul care însoțea marfa cu
ceea ce era în licitație, achiziție, în fine, că erau și achiziții directe pe vremea aia, nici măcar nu se mai deranja vreo autoritate contractantă să facă licitație. Normal trebuiau confruntate și când se dădea semnătura de bun de plată, se presupune că la momentul tranzacției ia banii de marfa, marfa trebuie să fie conformă. Acum, dacă nu era conformă, e problema DNA-ului și altor structuri să ne spună. Bă, mereu în lumina reflectoarelor, Victor Pițurcă a ținut destul de des ocupată prima pagina tabloidelor. Acesta și-a asumat imaginea publică pe care o are. Haideți să vedem următorul material împreună. Cunoscut la nivel internațional și milionar în euro, Victor Pițurcă a rămas în continuare în lumina reflectoarelor. Postul selecționer de la Naționala României a avut de-a lungul timpului apariții care au lăsat publicul cu gura căscată. Întrebarea aflată pe buzele tuturor a fost cum reușește să se mențină în formă. Două ingrediente foarte simple. Faci sport și mănânci puțin. Dacă mănânci puțin, nu bagi în tine așa cu... Uh-huh. Pune miluita, nu? Mai am și o zile când mănânc. Dar în general mănânc foarte puțin și totul bun. Cu o fermă lângă București, Victor Pițurcă reușește să mănânce totul natural. Și legume și carne numai de acolo. Din comerț nu mănânc. N-aș mânca, lumea n-are ce să facă, adică... Da, ați zis bine, da. Că n-au toți. În România, în momentul de față, sunt aduse fructele, legumele, carnea de cea mai joasă calitate. Și prețurile sunt la fel de mari ca în Franța, ca în... Pe România tot ce mai prost. Trage toată lumea. În fiecare zi merg la pădure, 7, 8, 10, 12 km. Nu fac lucrul ăsta o zi, două, trei, plec, nu mă simt bine. E foarte simplu, acasă, iar la fel, gimnastică dimineața, seara. În fiecare zi? Cam asta e programul, fiecare zi. Scandalurile nu l-au ocolit pe Pițurcă. Tabloidele au scris constant despre el din cauza relației extraconjugale cu Vica Blochina, cu care are și un copil. Cei doi nici nu-și mai vorbesc de ani buni, de când cu procesul de paternitate și scandalul cu pensia alimentară. Pițurcă îi se adresează acum Vicăi Blochina doar prin intermediari. Cum poți să arăți la vârsta lui de 700 de ani atât de bine, mă? Deci am văzut în realitate, vreți să vă zic adevărul? Când l-ați văzut? După mulți ani de zile am adus pe fiul acasă la domnul și a ieșit să ia copilul, mă rog. Și când am văzut, nu venea să crezi, și că mi-a întors 20 de ani înapoi pe cuvântul meu de onoare. E identic, la fel nu știu ce face. De-a lungul anilor, Piți a ajuns și în fața judecătorilor. El a fost executat silit pentru pensia alimentară. După ce a pierdut procesul intentat de Vica Blochina, Victor Pițurcă a trebuit să plătească 50.000 de euro pensia alimentară restantă către fiul său. Timp de 3 ani, Victor Pițurcă și Vica Blochina s-au duelat prin tribunale până au decis să facă pace de dragul copilului. Nu mai văzuse pe tatălui de, nu știu, vreun an, cât am stat noi prin procese și nebunile adulților. Și atunci a întrebat pe el, mă rog, a fugit la el când a văzut, și a întrebat pe el, păi tata, tu nu mă recunoști deloc? Înțelegi? Atunci a fost un moment așa, cu oarecare aiurea. După care, probabil, momentul ăla, cred că noi amândoi am înțeles că tot ce facem, nu facem bine pentru copil. Bun, și vă spuneam, domnilor și domnilor, că și băiatul lui Victor Pițurcă, Alexandru Pițurcă, va fi adus la DNA. Există un mandat de aducere pe numele acestuia și iată cum Pițurcă Junior ajunge de la Mondenul Pândit, urmărit de paparații, să fie chemat la DNA. De cine ai iubit? Cine ți-a dat inima? Cu cine ai mai fi? Când cu mine te știe lumea, iubești? Nu mai trăi. Da. Fără iubire, o vreo întreagă, mă îmbătă. Fiul lui Victor Pițurcă, controversatul Alex, a avut o căsnicie cu peripeții cu prințesa Instagramului Cristina Ic, cu care are și un băiețel. Povestea lor de iubire e cunoscută de toată România ca fiind una cu năbădăi. Despre bărbatul meu nu se spune că este cel mai afemeiat, cel mai ăsta, Don Juan, Don Juanul, vezi?
Păi eu trebuie să fiu femeia, mă, care îl potolește. Imediat după ce a început povestea de iubire dintre cei doi, Cristina Ih s-a postat pe internet într-o ipostază de-a dreptul șocantă. Prințesa Instagramului s-a sărutat pasional cu Cătălin Botezatu, chiar dacă era într-o relație cu fiul lui Victor Pițurcă. Tatăl celor trei copii. Mamă, Cătășe, nebună, Ih! M-am apucat toate căldurile. Da, pe mine. Cătălin, m-au apucat căldurile. Fă ceva. Au urmat despărțiri și împăcări repetate. Motivul? Infidelitatea. Ba a lui Pitti Junior, ba a Cristinei Ih. Lovit de amorul propriu, când și-a văzut aleasa sărutându-se cu fostul iubit, Pitti Junior a lăsat deoparte cavalerismul. Prinsă pe picior greșit, Cristina Ih a încercat să iasă mai puțin șifonată din poveste cu un mesaj pe internet. Nu vreau să vorbesc de treaba asta. Dacă a apărut în ziar ce a apărut și mai e ceva de spus, aș mai putea să spun ceva? Nu mai pot să mai spun nimic. Cum să fiu cu ea din moment ce era cu fostul? Că m-aș mai duce odată. Dar mă duc de 3 ori. Dar mă duc când vreau eu. Unde vreau eu. Dar nu pot să stau o oră. Pot să stau 5. Că așa vreau. Eu n-am copii de crescut. N-ai cum să înșel după o lună. Frate, nici nu te cunoști cu omul, l-ai înșelat. Cu cine? Cu fostul? Înșel cu unul nou, nu cu fostul. La scurt timp, Cristina Ih se lăuda cu inelul primit de la Alex Pițurcă. Arată-ne inelul. Vrem să-l vedem. Nu, mi-am pus altul astăzi. Ok. Deci ai fost cerută până la urmă? Da, m-am fost. Hai că zic. Am fost. Iar acum, doamnelor și domnilor, discutăm despre umilirea spiritului național și cum se încearcă ștergerea identității. Avem o transmisiune specială, vă spuneam la început, de la Bruxelles. Ce fac George Simion și Cristian Terheș? Ce legi vor anulate? Mergem chiar acum la Mircea Sime, pentru că el este trimisul nostru special, este alături de liderul AUR, George Simion, și de europarlamentarul Cristian Terheș. Vom vedea despre ce teme vor fi abordate, teme care îi vizează pe români, doamnelor și domnilor. Îl salut și pe Mircea, și pe domnul Simion, și pe domnul Cristian Terheș. Mircea. Bună seara, vă spunem tuturor de aici, din Bruxelles. Da, lângă mine este domnul Terheș, europarlamentar PSD, și domnul George Simion, președinte AUR, de aici, din Bruxelles, pentru că mâine aici va fi o conferință foarte importantă. Am să rog pe domnul Terheș să ne explice mai exact despre ce este vorba. Va fi în primul rând o conferință în cadrul Parlamentului European, sub auspiciile grupului European Conservator și Reformist, unde se va discuta în premieră despre relația dintre Constituțiile Naționale și dreptul Uniunii Europene. Și această relație nu poate fi decât una singură, unde Constituția Națională este superioară dreptului european, și vom dezbate în cadrul acestei conferințe o serie de aspecte. Avem în cadrul conferinței doi profesori redutabili de drept din România, experți în drept, mă refer la domnul avocat Gheorghe Piperea și avocatul Toniniac, și mai avem un expert în drept din Germania, care va prezenta, știu, opinia dânsului, și după aia o dezbatere mai largă și cu alți europarlamentari pe acest subiect. Rolul dumneavoastră aici, mâine. Noi avem rolul de a câștiga viitoarele alegeri parlamentare, pentru ca din 2024 să nu fie Cristian Terheș singura voce care luptă pentru români, a luptat în timpul pandemiei, luptă pentru declasificarea contractelor cu Pfizer și Moderna, luptă pentru energia românilor, trebuie să continuăm termocentralele, minele, carierele, trebuie să spună cineva că are și România și națiunea română un interes, și cum face Polonia, cum face Ungaria, trebuie să fie respectată și România la nivel european. Vedeți ce am pățit cu Schengen? Am venit în calitate de președinte de partid pentru a forma o coaliție mai amplă, Alianța AUR, care va câștiga următoarele alegeri europarlamentare. Sunt și primele alegeri pe care le avem, cele pentru Parlamentul European, și pentru a forma o forță la nivel european. Batem palma cu alte partide patriotice, suveraniste ca AUR, la celelalte 26 de țări membre ale Uniunii Europene, și sperăm că personaje precum Ursula von der Leyen și alte fețe din România, ați văzut europarlamentari care nu se văd deloc aici, să fie istorie din 2024. O întrebare pentru domnul Terheș. Vorbim cumva despre un plan de anihilare a voinței naționale în aceste zile?
Din păcate, da. În momentul de față, Uniunea Europeană, care a pornit ca un proiect de apărare a statelor naționale suverane din cadrul Europei, un proiect care a dus pace prin prosperitate, vedem, din păcate, în ultimii 10-15 ani că a deviat efectiv sub conducerea unei birocrații nealease de nimeni și care nu răspunde în fața nimănui. Și aici este, de fapt, întreaga dezbatere la nivel european. Dorim o Uniune Europeană unde statele naționale și implicit România să se șteargă, să fie absorbită într-un astfel de for, să spun, fără nicio identitate, sau o Europă unde fiecare națiune, fiecare stat să fie respectat și să fie tratate la egal la egal. Poziția noastră este că România este parte din Europa în fond și la urma urmei. Promovăm acest proiect european de a duce pace prin prosperitate, tot ce înseamnă relații economice, granițe deschise, fără nicio problemă, dar în același timp e important să ne păstrăm identitatea națională și suveranitatea națională. Și aici este întreaga discuție din jurul Constituției. Pentru că nu poți vorbi despre suveranitate națională fără să vorbești despre Constituție națională. Ori la ceea ce am asistat în ultima perioadă în România, că tot vorbim despre această ștergere identitară, șterge această identitate națională prin ștergerea supremației Constituției. Și am văzut-o că, din păcate, actuala coaliție formată din PNL și PSD a făcut lucrul acesta prin legile justiției, vor să continuăm pe mai departe și exact cum a spus, este această conferință în premieră la nivel european, pornită de către români în fond și la urma urmei, unde aducem această dezbatere în discuția publică, nu doar în România, ci și la nivel european, pentru că vom avea și alți europarlamentari și dorim să pornim, din punctul acesta de vedere, o coaliție, o alianță și la nivel european care să promoveze pe lângă drepturile individuale și tot ceea ce înseamnă dreptul național. Aceeași întrebare foarte scurt, domnul Simion. Vedeți ce s-a întâmplat cu legile justiției promovate de Predoiu? Ne-au spus că nu vom intra în Schengen dacă nu le modificăm. N-am intrat în Schengen. Închid termocentralele pentru că nu vom primi banii de la PNRR. La fel și legile educației care vor fi ultimul cui în sicriu educației din România. Suntem aici în Parlamentul European pentru că avem nevoie de patrioți care să lupte pentru România. Mulțumesc domnilor foarte mult pentru că ați participat la această intervenție de aici din Parlamentul European. Cu cei doi o să vă mai vedeți în țara aceasta pentru că aceste subiecte vor fi îndelung dezbătute. Rămâneți pe România TV, înapoi în studio acum. Iar românii riscă amenzi usturătoare dacă folosesc greșit cardul de energie. Guvernul va începe pe 1 februarie livrarea acestor carduri pentru românii vulnerabili, iar spre finalul lunii se vor vira și banii pe carduri. Ce amenzi riscă cei care se gândesc să vândă, de exemplu, aceste carduri sau să le folosească pentru altceva, știe Bianca Ogarcă. Bianca. Bună seara, bun găsit tuturor! Discutăm despre acele carduri de energie de care beneficiază românii vulnerabili ce au venituri totale de până în 2000 de lei și prin intermediul cărora își pot achita facturile în acest sens. Știm foarte bine că acești bani vor fi acordați în două tranșe semestriale. În tot acest timp, cei de la Ministerul Fondurilor Europene vin cu precizări clare și susțin că aceste carduri nu se pot vinde, nu se pot dona și, de asemenea, nu se pot extrage banii de pe acestea, iar cine încearcă, iată, să plătească altceva cu acești bani, riscă o amendă cuprinsă între 4.500 și 6.000 de lei. Potrivit calendarului prezentat tot de către Ministerul Fondurilor Europene, de la data de 1 februarie începe distribuirea cardurilor, urmând ca din data de 20 februarie să fie virați banii pe aceste carduri de energie. Acum guvernul oferă și posibilitatea ca românii vulnerabili, iată, să își poată achita facturile și online. Mulțumesc, Bianca. O să vedem situații din asta, domnule Petrescu? Nu ar trebui. Plus că să ar trebui cumva să fie... Ca să stabilim. Partidul Social Democrat a fost partidul care a stat în spatele inițierii pachetului social, acest car social cu plată bilionară. Dar știu oamenii exact ce trebuie să facă când oamenii primesc cardul. Nu ar trebui să plătească amendă în nicio circumstanță, în primul rând. Dacă se donează sau înstrăinează la punctul comercial, ar trebui ca tranzacția să fie însoțită de prezentarea actului de identitate și în configurația oricărui card de plată electronică se poate exact restricționa. Să nu poți să scoți bani de la bancomat. Începând comercial, îl poți folosi. Ce poți cumpăra cu el. Deci el poate fi configurat astfel încât să fie folosit strict pentru scopul pentru care a fost gândit, creat și pentru ce sunt acei bani alocați. Nu este cazul ca oamenii să fie amendați. Se poate întâmpla
ca cineva să-l folosească într-un mod eronat, acea persoană nu trebuie amendată. Cardul trebuie configurat astfel încât să permită cheltuieli doar în scopul pentru care a fost gândit. Bun, domnule Ficea. Da, aici sunt mai multe chestiuni. De 10 de ani lucrurile astea în ceea ce privește ce poți cumpăra cu respectivele carduri sunt reglementate în lume de 10 de ani. Deci n-ar trebui să... Da, deci se știe acolo, n-ai voie să cumpere alcool, țigări, eu știu ce alte chestiuni, alimente și obiecte de... Găsesc românii vreo metodă și acum... Da, de strictă necesitate și cu asta basta. În rest nu ai, nu poți să schimbi cardul să-ți dea bani, nu poți... Adică n-ai... Că unii mai fac și lucruri din astea, or face, dar nu cred că sunt atât de mulți încât să devină o problemă. Pe de altă parte, trebuie într-adevăr foarte bine reglementată modalitatea de utilizare a cardurilor, dar și modalitatea de acordare a cardurilor și altor ajutoare, pentru că am avut nenumărate cazuri, le-ați prezentat și dumneavoastră și colegii dumneavoastră de-a lungul anilor, când veneau săracii României cu Mercedes-ul să ia cardurile sau ajutoarele sociale, că zicea, bă, rog, acolo de o cafea e bun și cardul ăla, de ce să-l lași, nu? Deci și chestiunea asta trebuie să vedem exact cine are într-adevăr nevoie, cine are mari probleme de subzistență și cine ia tot felul de ajutoare din astea pentru că trăiește într-o zonă gri, nereglementată, pe care toți o cunoaștem, autoritățile o știu și mai bine decât noi, dar nu se face mai nimic. Găsesc, doamna Boancă, românii și acum vreo fereastră să folosească cardurile pe alte lucruri? Bine, nu prea văd cum. Adică n-ar trebui de... să... În primul rând că prețurile la energie, la gaze, de exemplu, ar trebui să fie mult mai mici și reglementate de piața. Sunt plafonate, aceasta. Poftim? Sunt plafonate. În momentul în care noi vorbim... Am zis reglementate, vă rog să mă lăsați să termin ideea. Faptul că acest guvern și-a dovedit incompetența și nu a reușit să aducă prețurile pentru energie și gaze la un nivel, să zicem, mulțumitor pentru populație, este foarte grav. Este, din punctul meu de vedere, chiar și un paradox aici. Populația vulnerabilă este de obicei în mediul rural și de obicei populație vulnerabilă înseamnă cel mai adesea bătrâni. Oameni care nu dispun de toate informațiile pentru a putea utiliza aceste carduri. Pe de altă parte, dacă ne punem problema că ele ar putea fi utilizate în alte scopuri, înseamnă că sunt create special așa, în mod eronat, poate, și poate că la bază au o altă afacere, așa cum au fost și cea cu măștile. Nu mai putem avea încredere în absolut nimic din ceea ce face acest guvern și este un punct de vedere care nu este doar al meu, este un punct de vedere al societății în general, pentru că oamenii s-au săturat să vadă astfel de tertipuri prin care pe de o parte scumpești cu peste 100% prețul și pe de altă parte vii și arunci niște praf în ochii sărmanilor ca să ai masă de manevră la următoarele alegeri. Este, din punctul meu de vedere, o prostie fără seamă în aceste carduri, la fel ca și tichetele sociale, care nici astăzi nu au fost peste tot soluționate. Și sunt probleme chiar și astăzi cu distribuirea și cu încasarea banilor, cu folosirea lor, așa mai departe, din tichetele sociale. Au fost și cu... Da, dar domnul Petrescu, vă rog o replică la ceea ce spunea doamna Boancă. Există o singură certitudine. Avem un pachet social, în continuare vorbeați de domnul ministru Budăi, care ne va prezenta imediat o nouă șarjă de majorare a ajutoarelor și a susținerii românilor vulnerabili. Trebuie să facem asta. Nu noi am creat această avalanșă de creștere de prețuri. Ea a venit din motive pe care nu vreau să le mai dezvolt acum. Cert este un lucru. Acești oameni trebuie susținuți în această perioadă în care le este extrem, extrem de greu. Bun, apropo de asta trebuie și imediat... Trebuie susținuți prin salarii și locuri de muncă, în primul rând. Bun, imediat. Continuăm discuția, că vreau să mă leg de ce spunea domnul Petrescu și să mergem să vedem anunțul ministrului Marius Budăi. Apropo de aceste majorări din martie, da? Ministrul Budăi anunță mai mulți bani pentru ajutoarele sociale începând de la 1 martie. Toate aceste ajutoare vor crește în baza indicatorului social de referință care va fi majorat cu rata inflației.
Este vorba de acele de acele beneficii sociale, prestații sociale, care se raportează la indicatorul social de referință, indicator social de referință care este majorat, va fi majorat cu rata inflației, care știm cu toții că se va cunoaște în primă fază la sfârșitul trimestrului 1. Vorbim aici despre indemnizații de șomaj. Este în primă fază, este o lege, și anume legea numărul 225 din anul 2021. A mai fost această majorare acordată începând cu anul 2022 și în continuare vorbim de alocația pentru susținerea familiei, alocația lunară de plasament, prestațiile sociale pentru persoane cu dizabilități, adulți și copii, nivelul minim al indemnizației pentru creșterea copilului și a indemnizației de acomodare. Da, l-am ascultat pe ministrul Marius Budei. Domnule Petrescu, vreau să ne explicați exact despre toate aceste categorii. Imediat, fix după 10 secunde, vreau răspunsul dumneavoastră. Vrei imunitate bună, usturoiul la îndemână. Mirosit și mestecat de probleme te-a scăpat. Toată lumea de sfaturi, dar când e vorba de sănătate, apelez la profesioniștii farmaciilor Dona. Ai 25% reducere la bere și vitamina C 1000 mg. Acesta e un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bun, despre categoriile vizate de aceste majorări, cu rata inflației și despre banii, da, care ca să circumstanțe... sunt bani pentru toate aceste majorări? Ca să circumstanțiem unde suntem. Suntem în prima lună după ce a crescut punctul de pensie, pensia minimă, salariul minim, salariul minim în construcții, alocațiile, a fost lansat pachetul social, vorbim de cardurile pentru energie, deci vorbim de o serie de lucruri despre care le plănuiam la momentul octombrie-noiembrie și astăzi se întâmplă, fiindcă așa am promis că se întâmplă de la 1. Fapt pentru care nu trebuie să aveți nicio îndoială nici astăzi, dacă astăzi plănuim, așa cum în octombrie o făceam, să avem pachete sociale de întrajutorare a românilor vulnerabili. Indiferent câte salarii, indiferent cât de mari, indiferent câte multe locuri de muncă, vom avea tot timpul o pătură de oameni vulnerabili. Ei pot fi pensionari, ei pot fi oameni din diferite zone sociale și ei trebuie ajutați. Dacă în continuare ministrul Budăi vrea să crească aceste și poate să crească aceste venituri, este foarte bine. Eu știu că el are o preocupare specială între a apela la bugetul social, dar și la fonduri europene. Să nu uităm că atunci când vorbim de cardul social, sunt bani veniți din pe zona MIPE, Ministerul pentru Fonduri Europene, deci să majorăm aceste venituri. Cardurile sociale, de exemplu, ce ne spunea Budăi, ele sunt eligibile doar pentru o anumită categorie de oameni cu un venit minim. Acest venit va crește astfel încât mult mai mulți oameni vor putea beneficia de aceste carduri ce au capacitatea de a le spori posibilitatea de a cheltui și de a-și acoperi nevoia de zi cu zi. Evident că așteptăm și noi în continuare să vedem și o detaliere a unui act normativ care să reglementeze exact categoriile de oameni și în ce sume nominale vom vedea aceste creșteri. Bun. Doamna Boancă, cum priviți din opoziție toate aceste anunțuri despre majorări? Când vorbește PSD-ul despre majorări, aștept să scot găleata, să nu curgă cumva lapte și miere și să nu... Da, tocmai v-am zis ce s-a întâmplat de pe 1 ianuarie acum, acel lapte și miere. Vă rog, stimate domn, să mă lăsați să vorbesc, eu nu v-am întrerupt. Am văzut însă în realitate ce se întâmplă cu aceste majorări. Tot PSD-ul promitea și creșterile pensiilor cu 15-20%. N-a fost să fie. Minciunile din partea PSD legate de aceste creșteri sunt deja de domeniul obișnuitului. Să vă spun că, de exemplu, alocația unui copil va crește undeva în jurul la 12 lei. Mi se pare că aceasta este o creștere potrivit cu inflația care este la 20%, sau pensia, indemnizația de handicap, care e la fel, cunoaște o creștere de nici 10 lei. Despre ce creșteri vorbim în acest context? Dacă tot faceți astfel de lucruri necesare acestei societăți, faceți-le cu simț de răspundere și nu vă mai bateți joc de oamenii care, de altfel, vă și votează, pentru că se lasă păcăliți de aceste, între ghilimele, bune intenții.
ar fi trebuit să faceți în așa fel încât să nu se închidă toate termocentralele, să nu se închidă minele, să faceți în așa fel încât să existe producție în țara aceasta, să recuperați petrolul. Ar fi trebuit să faceți multe lucruri pentru ca românii să nu mai fie în stare cruntă de sărăcie. Știți că sărăcia în România se ridică undeva la 32% față de celelalte țări din Uniunea Europeană și suntem pe al doilea loc din Uniunea Europeană ca risc de sărăcie? Dacă nu știați, vă spun eu. Doamnă, iar copiii nu pot merge la școală, vă permis să vorbiți ca să nu vă întrerup. Vă rog, domn Petrescu, o secundă, doamna Bancă. N-am înțeles ce a spus, rechizite? Nu. Puteți repeta? A spus că au alocație atât de mică încât nu-și pot cumpăra nici măcar rechizite din ea. Domnule, eu am avantajul de a vorbi cu faptele pe masă, da? Astăzi suntem pe data de 30 ianuarie, de la 1 ianuarie 2023, Partidul Social Democrat și Coaliția în întregime a promis că vor fi creșteri și salariale pe salariu minim, și pe pensie, și pe punctul de pensie, și pe pensia minimă. Acestea s-au întâmplat. În continuare, în continuare se vor întâmpla, da? Și ele, în foarte multe dintre cazuri, există compensări din pachetul social, că vorbim de cardul de întrajutorare și vorbim de multe alte măsuri. Sunt suficiente? Părerea mea că nu sunt suficiente. De ce vorbim astăzi la 30 de zile de la majorarea unor venituri de creșteri? Fiindcă este nevoie în continuare să creștem, doamne. Este nevoie să creștem. Dar e nevoie să creștem și economia pentru a putea compensa în buget aceste, aceste alocări pentru asistență socială. Domnul Fice, da, vă rog. Vă da, eu cred că mare parte din problemele astea se vor rezolva într-un fel sau în altul. Au fost probleme similare cu, și cu bonurile, etichetele de masă, de concediu și așa mai departe. Și cred că ce a promis actuala coaliție sau PSD-ul, cred că în mare parte se va face. Pe de altă parte, din păcate, România cu Bulgaria rămân țările cu cel mai scăzut nivel al calității vieții, cu cea mai scăzută, cu cea mai înaltă rată a mortalității, deci sunt niște condiții foarte dificile aici. Bun. Iar ele se pot îmbunătăți, atâta vreau să spun, ele se pot îmbunătăți dacă ar avea cel puțin atâta preocupare cât au pentru ajutare sociale și pentru stoparea marilor jafuri, că bani sunt în țara asta, dar bun, să fură pe rupte. Bun, breaking news, următoarea informație. O informație ce vă vizează, domnule Sonin Roș Castănescu, și imediat vin la dumneavoastră, că au apărut controverse după ce ați declarat că aveți o boală autoimună după vaccinarea anticovid și că luați un tratament pe care îl considerați periculos. Iar medicul Monica Pop, doamna Monica Pop, a răspuns, a venit cu un răspuns și vreau să-l vedem și să discutăm un pic după. Nu e posibil ca o persoană care nu are niciun fel de studii medicale să facă asemenea afirmații. Vă spun exact la ce mă refer. La cortizon mă refer în primul rând, pentru că cortizonul a vindecat și a salvat sute de milioane de oameni, dacă nu miliarde. Gândiți-vă așa, ce s-ar fi făcut un șoc anafilactic fără cortizon? Cum să spună asemenea lucru domnul Sorin Roșca Stănescu, și mai ales că e un om pe care lumea îl ascultă? Dacă sunt oameni care au nevoie, cum să spună așa ceva? A, poate în exces, poate indicat unde nu trebuie. Astea sunt alte lucruri, dar cum să spună că cortizonul trebuie renunțat la... Bun, vreau o reacție de la dumneavoastră, domnule Roșca Stănescu, după ce a spus doamna doctor. Totdeauna am avut și am și voi avea un respect deosebit față de doamna Monica Pop. Dar cortizonul are, dacă vă uitați pe prescripții, extrem de multe efecte adverse. Noi trebuie să reușim să depășim anumite afecțiuni încercând să renunțăm sau să diminuăm tratamentul cu cortizon. Asta este tot. E foarte simplu și eu asta fac. Bun, spuneați că îl considerați ca fiind totuși un tratament periculos, nu? Da, este toxic. Cortizonul atacă sistemul osos. Dacă vă uitați, citiți
oricând, în orice secundă, puteți să citiți pe internet ce se întâmplă, atacă foarte multe sisteme din organizație.